Hello, boy, și bine v-am găsit la un episod puțin mai special, în care vă voi spune niște sfaturi și recomandări pentru niște plimbări cât mai reușite și cât mai sigure pentru voi. Am găsit aici pe pagina de Instagram a TV Rom Sport Extrem, sfaturi și recomandări pentru toți ATV-știi sau motocicliștii. Înțelegeți voi? Deci, primul lucru ar fi uleiul de motor trebuie verificat nu doar la revizii. Da, este un lucru destul de adevărat, pentru că rolul uleiului de motor este cel de a proteja motorul și trebuie mereu să fie la nivel. Asigurați-vă că este la nivel, mai ales dacă aveți un motor mai mic cu o baie de lei mai mică, să nu scadă, să fie totul super. E recomandat de verificat, mai ales la plimbări mai lungi sau odată la nu știu cât timp. Eu sincer nu l-am mai verificat de ceva timp și este un lucru foarte rău. Al doilea lucru, este recomandat să aveți întotdeauna la dumneavoastră un kit de reparat cauciucuri pentru a evita situațiile neplăcute. Da, un kit de reparat cauciucul și o pompă ar fi extraordinare, nu sunt nici foarte mari, să zici că te incomodează. Bine, eu cum nu am o pladă specială pentru ATV, mi-e cam greu să le iau după mine, dar am avut acum puțin timp o problemă cu cauciucul și o să fac și un clip în care arăt cum se repară acest lucru. Și plus că dacă ești în mijlocul pădurii și se aspar cauciucul acasă, nu știu cât de bine ajungi sau care e cea mai bună idee. Înainte de a ieși la drum, este important să verificați șuruburile roților pentru a evita orice situație neplăcută. Aici am o povestioară destul de interesantă, deoarece acum vreo 2 ani, 2, da, cea de ce nu cred că 2 ani, tata a fost pe Yezer cu băieții, iar în momentul, nu știu, n-am ajuns foarte departe, iar unui prieten i-a sărit efectiv roata și a fost o situație destul de neplăcută. Bineînțeles că ATV-ul l-a dus acasă, el a continuat drumul cu tata pe ATV, pentru că eu n-am fost atunci, din păcate, chiar dacă mi-aș fi dorit să fiu, dar bine, am fost anul următor, deci e foarte bine. Cutia de viteze trebuie acționată întotdeauna de pe loc prin apăsarea frânei de picior. Eu nu știu dacă frâna de picior este diferită față de cea de aici, cel puțin la mine. Oricum, frâna mea de picior se blochează după ce apăs, nu se mai ridică complet, trebuie să ridic eu cu vârful piciorului. Asta e puțin mai nasol. Eu pun frână ca să schimb viteza doar în momentul în care sunt într-o pantă sau ATV-ul nu este staționat, deci atunci ar fi recomandat. Asta în cazul dacă aveți cutie de viteze automată. Este recomandat să vă ajustați poziția de pilotare în funcție de teren. Deci, da, ăsta este un lucru pe care eu unul l-am învățat în timp, în funcție de orice teren, în înclinare, că este într-o parte, că este în față, că este în spate, deci trebuie să te așezi pe ATV ca să-l ajuți, ca să stai tu bine, să îl manevrezi cât mai ușor. De exemplu, dacă este înclinat pe partea dreaptă, e normal că stau mai mult pe partea stângă, nu o să stau pe cealaltă parte să-l ajut să se răstoarne. Eu trebuie să-l ajut pe el să mă ajute pe mine și vă dați voi seama, într-o curbă ceva, dacă intrați în drifturi sau așa mai departe, trebuie să vă ajustați poziția, mai ales că ATV nu este tot de lat. Înainte de orice ieșire, este important să verificați presiunea roților. Eu am verificat presiunea roților chiar înainte de această ieșire, pentru că nu mai știu care, cred că roata asta era puțin desumflată înainte să ies, și după am verificat toate roțile. Ironia e că eu, în momentul în care am avut pană la ATV pe spate, nu mi-am verificat presiunea la roți și am mers foarte mult cu roata desumflată. Este recomandat să aveți întotdeauna o trusă de prim ajutor, cât și o trusă de scule. O trusă de prim ajutor pentru că nu se știe ce se poate întâmpla, că te zgârii într-o cracă mai mult sau mai puțin, că îți faci ditaitetura sau o mică zgârietură, o trusă de scule pentru că nu știi. De exemplu, ce aveam eu probleme aici era că chestiile astea unde semnalizările se desfăceau șuruburile și eu ar fi trebuit să le strâng aproape mereu, așa că le-am dat gaură și le-am fixat mai bine să știu sigur că nu cad. Nu am avut ceva foarte concret în care să am nevoie neapărat de o trusă de scule și o trusă de prim ajutor, dar eu totuși le-am avut întotdeauna la mine. Bine, trusa de prim ajutor doar în momentul în care plecam mai departe. Antigelul trebuie schimbat odată la 2 ani. Și aici scrie: prin schimbarea antigelului odată la 2 ani, evitați apariția depunerilor și impurităților care pot afecta sănătatea vehiculului. Ai zici că e să nu mănânci mâncare de la fast food, că îți face ție rău. Nu știu, nu am schimbat niciodată antigelul, doar l-am completat. E singurul lucru pe care l-am făcut. Și ATV-ul are undeva la mai face 4 ani. Înainte de a ieși la drum, asigurați-vă că farurile sunt perfect funcționale. Nu știu de voi, dar la mine
farurile sunt foarte chiare, farurile normale. O să le schimb, nu știu când, dar o să le schimb. Și tocmai de asta mi-am pus și LED bar-ul, ca să văd și eu ceva pe timp de seară sau după ce se întunecă, pentru că eu nu vedeam absolut nimic seara. Și aveam clipul ăla pe noapte în care vă arătam la începutul clipului cum e pe poziție, fază scurtă, fază lungă și far. Și o diferență o să vă pun și acum. Doar poziția, fază scurtă, fază lungă, farul. Da, lăsăm așa. Pe timp de iarnă este recomandat să frânați periodic pentru a evita depunerea zăpezii sau agheții pe discurile de frână. E un lucru bine de știut, chiar dacă nu mi-am dat seama până acum de el sau nu l-am făcut. Eu înainte de, nu știu, o curbă sau ceva iarna, normal că încetinez pentru că îți vine instinct să nu alergi ca nebunul cum alergi vara. Și e un lucru de care trebuie să-ți dai seama, zic eu. Și ca acestea au fost sfaturile și recomandările pe care le-am găsit pe pagina de la TV Rom și părerea mea despre fiecare. Probabil o să fac și un alt episod în care o să mai vin eu cu sfaturi și recomandări prin ce am trecut eu, prin ce nu vă recomand să faceți și așa mai departe. Noi ne vedem pe data viitoare și v-am salutat. Pa, pa, boys!